mai degrabă prost, dar trebuie să ne gândim un pic și la ei în această situație care nu este deloc comodă. Da? Oamenii au scăpat de sub control, se pregătesc de vacanța de vară, de ieșirile la terase, la restaurante, în aer liber, nu se mai respectă distanța, nu se mai respectă portul măștii, care până una alta era obligatoriu în decretul acestui Comitet de Siguranță Națională. Da, lumea nu mai crede în așa ceva pentru că oamenii nu s-au îmbolnăvit. Nu cunosc persoane care să se simt îmbolnăvit și nu mai pot fi ținute sub control. Este o situație care poate să degenereze. Ați văzut că valul al doilea a început pe planetă. Ba chiar avem imagini dureroase din China, unde se pare că la Beijing, capitala Republicii Populare Chineze, manifestațiile sportive au fost interzise din nou. Beijingul se pregătește să reintre într-o izolare. Nu știm cât va dura, nu știm pe cine să mai credem. Situația este complicată și în alte țări, unde oamenii au stat 3 luni, 3 luni și jumătate închiși în case și acum sunt dezlănțuiți, nu mai ascultă de nimeni. Evident, a degenerat și situația din Statele Unite din alte motive, dar ea vine un pic să întărească ceea ce am spus de atâtea ori. Nu e vorba de rasism, nu e vorba de pandemie aici, e vorba de modul în care omul a fost împiedicat să-și spună cuvântul, de libertățile care se reduc, de posibilitatea omului de a fi liber, care este tot mai rară astăzi, da, de ideea asta de a-l ține mereu sub supraveghere, în cușcă, cu botnița pe față, astea sunt de fapt realele motive pentru care asistăm la această escaladare de violență. Nu sunt mai rasiști oamenii decât altă dată. Pe terenul de fotbal, că tot s-a făcut o foarte mare trecere în revistă acestui fenomen, la fotbal s-a înjurat dintotdeauna. N-avea importanță ce culoare de piele aveai. Jucai bine, erai aplaudat, nu, lumea te insulta. Da? Să nu se facă acest amalgam că, domnule, s-a aruncat cu banane sau s-a strigat nu știu ce. Nu e niciun rasism la fotbal. Oamenii se duceau acolo din alte considerente. Borges, de exemplu, că tot îl pomeneam, spunea la un moment dat că tocmai asta nu-i place la sport. El era un antisportiv. Nu-i plăcea nici măcar să alerge, nu-i plăcea nici să vadă pe cineva alergând. Nu-i plăcea să vadă jucându-se sport de niciun fel, pentru că spunea că lui nu îi se pare normală ideea de a câștiga sau de a pierde. Este ceva prea cinic, spunea el, ca lumea să facă o pasiune văzând pe cineva că pierde sau bucurându-se că cineva este un învingător efemer. Dar, în fine, există păreri și contra, iar gusturile nu se discută aici. Revin asupra acestei idei. Sigur, nu mai putem să oprim tăvălugul. Deja s-a declanșat, oamenii sunt dezlănțuiți, nebuniți, autoritățile nu mai fac față pe planetă acestei devărsări de ură, da? Și de luare în calcul, până la urma tuturor sentimentelor care au fost ținute sub control atâta timp, este totuși vorba de privarea de libertate a individului. Societatea s-a dus până într-atât de departe încât ajunsese să-l priveze pe om de cele mai elementare drepturi. Noi suntem bine plasați ca să vorbim despre asta. Am ajuns într-o țară unde, vă spuneam, iată, sărbătorim 30 de ani de la ceea ce credeam că va fi o libertate absolută și am ajuns astăzi să ne temem de ce vorbim, da? Oamenii, da, în toată puterea vârstei și a cuvântului, să ne temem că există o poliție, o miliție pe undeva astăzi care ne va da cu bastonul așa cum ne dădea și acum 30 de ani. Și atunci și astăzi se rosteau aceleași adevăruri. Adică la un moment dat adevărul devine dureros. Da? O să vorbesc și în fața instanței, o să țin, vă asigur, discursuri monumentale acolo în fața judecătorilor despre ce înseamnă libertatea de exprimare. Nu mă interesează care va fi verdictul, dar măcar oamenii ăia să audă ce trebuie să audă. Arma noastră este cuvântul. A celor care să lășluim în presa asta, este absolut inacceptabil. Ca pentru niște interpretări totalmente greșite sau pentru părerea unora și altora să fim sancționați atâta timp cât n-am avut decât un singur crez, acela de a oferi soluții, de a oferi adevărul și de a lupta pentru dreptate. Niciodată n-am fost de partea celor care au făcut pe escrocii, pe jmecherii. N-am susținut în această emisiune niciodată niciun escroc. Da?
Sigur că în momentul în care am văzut că respectivul avea probleme, niciodată n-am ținut în brațe un inamic al națiunii sau al Europei sau al lumii sau vreun borfaș dintre ăsta care își câștigase existența din nu știu ce hoție. Niciodată. Deci de asta spun că nu putem fi privați de dreptul de a ne exprima. Ăsta nu este. Uite, în România, de exemplu, România lui 2020, și ziarele titrează mâine multe dintre ele pe manșetă neagră, criminalul Turnagiu, ăsta avea până la urmă și nume de politician, evident, și cum a păcălit el sistemul pentru liberarea condiționată, un om care a omorât 5 persoane în anii 90, a fost eliberat condiționat și a incendiat o fată de 17 ani din Mehedinți, care se află în stare gravă în aceste zile. Omul a fost eliberat condiționat de justiția din România, de sistemul de justiție din România, care 30 de ani mai târziu, după ce n-a reușit să facă nimic, nici în dosarul Mineriadei, nici în dosarul Revoluției, a găsit totuși de cuvință, așa cum a făcut-o numele multora, să le libereze pe acest nene, care am impresia că cumulase la un moment dat aproape 100 de ani de pușcărie, din câte avea adunate acolo. I-a dat drumul, a reușit să convingă până la urmă, așa cum explică și adevărul, fiecare condamnat din România, se spune aici, trece prin analiza unui consilier de probațiune atunci când cere libertatea condiționată. Deși cu toții știm, și noi chibiți, și justiția, cu toții știm că nu este decât o păcăleală a sistemului, de la cărțile pe care unii le scriau, da, la romanele pe care, la inventatorii care ieșeau din pușcărie, la tot felul de oameni dintr-o dată de bine care păcăleau sistemul de justiție cu propriile lui arme. Erau lăsați în libertate ca după aia să pună până la urmă japca pe noi și în cele mai multe rânduri să recidiveze, să devină iarăși niște criminali. Exact acest sistem operează în continuare. Foarte interesant, îi găsește quasi nevinovați pe unii, bă. Deci ajungem noi la pușcărie pentru că ne răstim împotriva acestor oameni. Nu facem apologia escrocilor, groparilor României. N-am făcut apologia niciunui ticălos niciodată. Sunt însă condamnat de sistemul ticălos și ticăloșit. Vă dau un exemplu, n-am nicio treabă cu domnul Tufeanu. Vă spuneam doar cine este dânsul. Da? Un om care n-a făcut nimic, un operator de imagine în televiziunea publică, a ajuns membru în Consiliul de Administrație al TVR și după aia a ajuns membru CNA. Deci un operator de imagine a ajuns să ne socotească pe noi editorial. Este ca și cum un strungar ar ajunge să conducă justiția românească. Nu înseamnă că meseria de strungar sau meseria de operator, Doamne ferește, nu sunt niște meserii, noi știm mai bine decât oricine. Nu sunt niște meserii onorabile, dar nu poți să împarți dreptatea din aceste poziții. Atenție! Nu ai cum! Deci noi suntem, când vedeți amenziile astea, acum mi-a trimis Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării vineri, două plicuri mari, cât două zile de post, da? Uite așa dosare erau, care rămăseseră restante din pandemie, din 2019, redactarea lor, domnul Haller István, pe care îl salutăm cu respect, așa scria, un rechizitoriu dintre ăla uriaș, primul dintre ele la adresa lui Kelemen Hunor, pe care noi l-am fi discriminat în emisiune. 5.000 fiecare dosărel. Deci s-au mai adunat încă 10.000. Cum a trecut un pic pandemia? Sigur, n-a trecut încă de tot, conform autorităților și domnului Tătaru, trebuie să rămânem vigilenți. Bine, vigilența un pic mai puțin sporită la CNCD, mi-au trimis două plicuri a câte 5.000. Ah, și nu este jurnalist în lumea asta care să fi încasat atâtea mese încă o dată. Ne apără niciodată vreun escroc în această emisiune. M-ați auzit pe mine vreodată ținând, da, partea vreunui condamnat, vreunui, da, oropsit ăsta între ghilimele de justiție a acestei țări? Niciodată. Am venit eu vreodată să trag pentru un condamnat, cum au făcut toți colegii mei de breaslă. Bă, toți au avut la un moment dat câte o cunoștință, cât un prieten, cât o rudă, aspru, condamnat de justiție, ținându-i partea. M-ați auzit vreodată vorbind așa ceva spre un borfaș dintr-o... Niciodată. E bine, am acumulat cele mai multe vini.
Dar eu chiar aș solicita instanțelor să termină odată cu amenziile astea care oricum nu și-au sensul, să intru la pușcărie. Și legea mi se pare absurdă. Câte amenzi poate plăti un om? Nu vi se pare un pic ciudat? Eu sunt omul care s-a amendat de 3 ori pentru o emisiune. Domnii de la CNA mi-au spus și doamnele distinse de acolo la un moment dat, când reprezentantul nostru se ducea și întreba: domnule, dar pentru ce l-ați amendat? Ce ar putea să spună? Și zicea: da, domnule, să-l înjure politicienii. Domnul Banciu, ați văzut că vorbește urât, da, și înjură etniile. Nu, domnule, n-am fost niciodată amendat pentru nicio etnie. L-am făcut praf și pulbere pe președintele Iohannis în repetate rânduri. N-am fost niciodată amendat. Da? Deși el aparține etniei germane. Însă pentru Kelemen unor am primit amendă. Ca să revin, știți ce mi-a spus CNA-ul atunci? Zice: dar de ce nu jură politicienii? Păi zice, omul nostru nu jură și politicieni. Să jure clasa politică, de-aia emisiune de pamflet. Dar să termină o dată, că el generalizează, înjură pe oameni. Mi-au transmis ăștia, bine, înjură-i pe politicieni, auzi. Am vorbit despre UDMR, de câte ori am putut, pe toate partidele politice. Am ținut vreodată parte a unui partid politic? Niciodată. Ca acum s-a aflut că l-am discriminat pe domnul Kelemen Hunor. Păi ce justiție e asta, bă, băieți? Ce puteam să facem în calitate de pamfletari, da, la o emisiune tipul ăsta? Cum aș putea să fiu mai moderat când în România se întâmplă astfel de gesturi, bă? Știți de ce se întâmplă lucrurile astea? Știți de ce proiectul pentru autonomie e gata-gata să treacă în Parlament? Pentru că vorbim moderat, pentru că nu putem să deschidem gura, da? Pentru că nu suntem lăsați să spunem ce se întâmplă. Ce ar trebui să facem? Să nu vorbim despre omul ăsta? Să nu-l defăimăm la televizor că luăm amendă? El sigur că nu va păți nimic. Noi, dacă ne apucăm acum, eu am impresia că oamenii noștri politici, justiția română, n-are familie, n-are copii. Imaginați-vă să aveți un copil de 16, 17, 18 ani să fie victima unuia care omorâse 5 oameni în 90, o femeie gravidă printre ei, eliberat, condiționat din justiție să incendieze copilul. Și încă o dată, cred că lucrurile astea nu ni se întâmplă decât nouă. Da, sau oamenilor simpli. Păi nu se poate să nu reacționezi la așa ceva. Nu avem nicio reacție a autorităților. Nu se întâmplă nimic. Au fost eliberați genul ăsta de oameni la greu. Pentru populism, am spus atunci. Numai ca partidele, în cazul ăla PSD-ul, să-și facă până la urmă bazinul de votanți. Ei nu eliberau academicieni, că ea nu votează PSD-ul. Căutau oameni de joasă speță, pentru că ăștia erau cei care se duceau, primeau niște pungi de pufuleți, de pufarin, când ieșeau și îi votau. Nu există nicio explicație pentru care să dădeau astfel. Era nebunit Dragnea, dacă mai țineți minte, cu amnistia și grațierea. Ok, sigur, sunt norme europene, dar mai stai un pic, mai rezolvă niște probleme și după aia eliberează-i pe aia pe toți să te voteze la următoarele alegeri. Numai asta interesa. Și atunci, ni s-a pus călușul în gură de o manieră cum nu o să putem să o explicăm niciodată copiilor, nepoților noștri. Fabulosul moment în care șeful statului, altfel un om moderat pe care nu-l interesează nimic pe lumea asta. Cel mai grosolan exemplu l-am avut în acest weekend. Klaus Iohannis n-a vorbit niciodată despre mineriadele din 13-15 iunie 90. Niciodată. În acest an și-a adus aminte de ele cu 2 zile mai devreme, ca să nu-și strice weekendul. Da? Și-a depus coroanele cu 2 zile mai devreme, pentru că era ziua lui de naștere în weekend. Și nu voia pentru nimic în lume să-și o strice. Ăsta este președintele României. Da? Asta este atitudinea demnitarilor români. Pentru el conta numai confortul personal. Așa cum a spus-o de fiecare dată. Ce exemplu mai bun vrei aici decât ăsta? E bine, iată, am avut exemplu atunci cu ieșirea lui epidermică, încoată, neanunțată de nimic, la adresa unor politicieni maghiari și, mă rog, ce-a mai amestecat el acolo niște cuvinte, a ieșit un scandal internațional. Dintr-o dată, cei care comiseseră practic fapta au fost exonerați de orice vină. Vreau să întreb încoată, practic în genunchi vă întreb. Cum ne-am putea apăra țara într-o situație de genul ăsta? Voi aveți discernământ sau nu? Ce poate să facă un jurnalist, un cetățean, un politician atunci când, de exemplu, dincolo de familia lui și de
problemele lui minore. Țara lui este în pericol. Cum s-a întâmplat atunci? Ce face? Nu poate nici măcar să spună la televizor ce s-a întâmplat. Este amendat, terfelit în instanță, umilit, batjocorit. Ce trebuie să facă? Să nu aducă vorba despre asta. Pentru că aducând vorba, el este condamnat. Șeful statului a avut reacția respectivă și a fost bălăcărit, inclusiv în presa din România. Ce s-a întâmplat dacă nu vorbea? Da? Ne trezeam cu bucăți.